Locuitorii capitalei și cei din suburbii au primit facturile la încălzire și apă caldă, primele de la majorarea tarifului. Cifrele pentru noiembrie i-au îngrijorat enorm pe oameni. Mulți spun că vor trebui să treacă la pâine și apă ca să poată achita pentru utilități. A trecut rece prin ei când au primit facturile la căldură. Chișinăuienii spun că tarifele sunt inaccesibile, iar mulți vor fi nevoiți să economisească din greu pentru a le putea plăti. Pentru căldură a venit cu 500 de lei mai mult, dublu față de luna precedentă. Normal că nu ne ajunge, va trebui să economisim așa cum fac toți. Am o pensie de 2300 de lei. Și cum să fac? Mai trebuie să mănânc, nu mi-ajunge. Pentru încălzire, apoi pentru curent, apoi pentru alte utilități, se adună vreo 3000. Cei mai afectați sunt oamenii cu venituri mici, care constituie 60-70% din populație. Bătrâni, copii, adică tineretul. La Chișinău, o gigacalorie costă acum 1772 de lei, iar asta e cu aproximativ 650 de lei mai mult decât în octombrie. Guvernul va compensa 2/3 din creșterea prețului, dar nu mai mult de 450 de lei. Marina locuiește în Chișinău și spune că încălzirea unui apartament de 70 de metri pătrați a ajuns la 1500 de lei. Marina locuiește în Chișinău și spune că încălzirea unui apartament de 70 de metri pătrați a ajuns la 1500 de lei și asta incluzând compensațiile. Bate desigur serios la portofel comparativ cu anul trecut. Asta e mai mult, cu 400 de lei mai mult. Adică primim salariu, îl dăm pentru plata utilităților, a benzinei, ceva alimente și atât. Nu ne mai rămâne nimic de altceva. Nici cei de la sate nu își pot imagina cum vor supraviețui, având în vedere că acum este abia începutul iernii și frigul adevărat nu a venit încă, iar facturile la căldură și gaze, spun oamenii, sunt pur și simplu cosmice. Normal că vom plăti mai mult de 2,5 ori. Ne vom împrumuta, ce să facem? Vom economisi, ce altceva putem face? Este mult pentru oamenii de la sate. De ce? Nu primim salariile. Reieșind din suma plăților pentru căldura consumată, oamenii așteaptă cu teamă facturile la gaz. Cu siguranță nu o să pot achita. Pensia mea este foarte mică, 1300 de lei. Dacă acum vor veni chiar și 2000 să plătesc, atunci nu voi face față. Așa că trebuie să muncesc. De ce lucrează pensionarii? Pentru că pensia este insuficientă. Lucrez de 36 de ani și tot primesc puțin. Avem un apartament cu 3 camere. Dacă în timpul sezonului achitam 1500, s-a ajuns la 1900, dar acum probabil vor fi aproximativ 5000. Sper să ne ajungă pensia. Prioritar e să plătim pentru toate serviciile comunale, restul pe urmă. Amintim că din noiembrie un metru cub de gaz pentru consumatorii casnici costă 11 lei și 8 bani cu TVA-ul inclus. În urma negocierilor cu Gazprom a fost stabilit pentru Moldova un preț de 450 de dolari la 1000 de metri cub de gaz pentru luna noiembrie. Potrivit hotărârii guvernului, pentru primii 50 de metri cubi, statul compensează 67% din diferența dintre costul gazului pentru o lună de plată. Iar pentru următorii 100 de metri cub de gaz consumați, statul compensează 50% din diferență.